găsit la știrile Alfa Omega TV, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim parte și martor la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Festivalul copilăriei a avut loc în Timișoara în ultimele zile de vacanță. Chiar înainte de a începe școala, copiii au avut parte de 3 zile în care au avut ateliere pentru suflet, atelier de coreografie, atelier de gătit, de creație, dar și jocuri de tot felul. Misiunea LoCopii este de a crea contexte relevante pentru copii, astfel încât aceștia să se dezvolte moral, social și spiritual prin puterea transformatoare a veștii bune. Zeci de copii au gustat bucuria în ultimele zile de vacanță la Festivalul Copilăriei. În cele 3 zile de festival, cei mici au avut ocazia să-și facă prieteni noi, să participe la ateliere tematice, dar și să învețe despre Dumnezeu. Am învățat despre bunătate, iertare și dăruire. Multe lucruri despre credință, că trebuie să fim buni, să iertăm pe cei care greșesc și să-L iubim pe Dumnezeu. Am învățat despre fiul risipitor. Am învățat talanții, am învățat fiul risipitor. Nu suntem mult, am venit doar luni, dar este foarte frumos din partea lor pentru că fac aceste chestii pentru copii și am auzit că se fac și tabere. Foarte fain și am venit de fiecare dată. Ne-am jucat multe jocuri distractive și mi-a plăcut foarte mult aici și am învățat despre iertare. Festivalul Copilăriei a venit să ajute la modelarea caracterului copilor prin 3 lucruri importante, spunem noi, pentru viața oricărui copil. Am vorbit despre bunătate, despre iertare și acceptare și despre dăruire. Și toate aceste lucruri credem că sunt importante, mai ales în contextul școlilor, a relațiilor cu colegilor din clasă, de pe stradă. Așadar, am încercat să le dăm câteva unelte practice în a relaționa mai bine, mai corect, mai frumos cu cei din jur. Organizatorii LoCopii spun că Festivalul Copilăriei a fost gândit pentru a încheia vacanța cu multă bucurie, dar și pentru a învăța pe copiii prezenți principii creștine care să le ghideze nu doar noul an școlar, ci și viața. A fost foarte intens, am avut o mulțime de copii, în jur de 100 în fiecare zi. A fost Festivalul Copilăriei. De fapt, am vrut să încheiem vacanța, așa, pe picior mare, cu multă veselie, cu multă distracție, cu multe activități pentru copii. Vom merge la școală, așa e importantă, dar clar aici am avut un timp extraordinar. Am învățat despre bunătate, despre iertare, despre dăruire, despre dărnicie și vrem ca împreună cu aceste principii pe care copiii le-au învățat aici să meargă la școală, să meargă de ce nu în viață, pentru că le stă o viață înainte. Iar în rest, toate celelalte, cum ați văzut, mare gălăgie, jocuri, distracție, lucruri care lor le plac și pe care le fac cu drag. Vrem să-i ajutăm pe copii să nu uite ce înseamnă copilăria. Copilăria înseamnă bucurie, mirare, curiozitate, descoperirea unor lucruri și Festivalul Copilăriei și-a propus să aducă 3 zile anumite activități care țin de copilărie, jocuri, activități pe care le-au făcut în cadrul atelierelor de lucru manual, am cântat, am gătit împreună, am explorat lucruri noi. Deci este un moment în care copiii se bucură de ceea ce ei știu să facă cel mai bine, să fie copii. V-a plăcut la festival? Da! Ce v-a plăcut cel mai mult? Totul! Mi-a plăcut mâncarea și jocurile care le-am făcut. Ce ai învățat din Biblie aici la festival? Să fim buni. Adică să dăruim, da. Am învățat să iertăm. Mai veniți și vara viitoare? Da! 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 Programul LoCopii organizează în fiecare vară și tabere de copii unde cei mici au parte de lecții super interesante și activități diverse prin care învață despre Dumnezeu, caracter și relații. Taberele vor fi vara viitoare, da, pentru vara asta taberele s-au încheiat, a fost foarte fain și acolo, au fost mulți copii și acolo, multe lucruri interesante învățate, drumeții și aventură și așa mai departe, dar aceleași lucruri îi așteptăm pe copii să le facem anul viitor.
Și în anul acesta am avut peste 300 de copii și adolescenți care au descoperit cât de grozav este să ai un Dumnezeu atât de mare, ce să faci să-L cunoști, ce să faci ca să ai o relație faină și autentică cu El și cât e de fantastic și cât de minunat e să-L ai pe Dumnezeu. Una din fetițe ne spunea, wow, îi spunea mamei ei de fapt și ne spunea și noi, eram acolo, mama, atât de fericiți sunt oamenii aceștia în tabără, eu n-am mai văzut oameni așa de fericiți. Mărturisesc că n-am făcut nimic altceva decât să fim noi înșine. Dar, de fapt, despre acest lucru este vorba în aceste tabere pe care le organizăm, în a-L prezenta pe Dumnezeu ca o sursă a bucuriei, a fericirii, a speranței, până la urmă, pentru viața noastră. Generația tânără de astăzi nu mai este obișnuită cu evangelizarea pe stradă, dar în Cluj, un grup de tineri de la Centrul Creștin Vox Clamantis merge pe stradă și încearcă să-L prezinte pe Dumnezeu tuturor și să se roage pentru oameni. Mai apoi îi cheamă la un program de biserică unde pot auzi mai multe despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Urmăriți următorul material și fiți încurajați să nu vă fie teamă niciodată, să vă expuneți public credința și să vorbiți despre Iisus Hristos, indiferent unde v-ați afla. Salut! Aveți un minut? Lucrați la ambulanță? Nu, că aveți echipamentul de ca și la ambulanță. Dar pe mine mă cheamă Samuel. Alex. Puiu. Puiu. Putem să stăm aici lângă dumneavoastră un minut? Domnul Puiu, uitați, la ce vă uitați acolo? Pe internet. Noi facem, avem un canal de YouTube. Știți ce la YouTube? Unde intră oamenii. Și ce facem? Noi încercăm să ieșim pe stradă. Eu sunt psiholog de meserie, dar în același timp sunt păstorul unei biserici și el e evanghelist, el e Daniel și încercăm să ajutăm oameni. Noi ieșim pe stradă, vorbim cu oameni, întrebăm dacă au vreo nevoie, dacă îi putem ajuta cu ceva. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, în viață ați trecut prin multe lucruri, e clar, se vede pe dumneavoastră, mâinile așa, mâini de om muncit, prin foarte multe lucruri. Da. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu viața dumneavoastră după ce trecem de aici? Ați zis că viața asta unii trăiesc 50, 60, alții 70, alții mor la 25. Război, pandemie. Ce se întâmplă dacă într-o zi o să muriți? Cum o să murim toți? Unde credeți că se duce sufletul dumneavoastră? În rai sau în iad? Rai. În rai. Pe baza ce? Seama de copii, șepte copii. Șepte copii. Uh-huh. Știți ce spune Biblia? Biblia spune că noi oamenii ne naștem toți în păcat și că trebuie să existe un moment în viața noastră în care ne întâlnim cu Iisus Hristos, pentru că știți că Iisus Hristos a murit și pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar Biblia spune că cei care cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și spală hainele, pentru că atunci când păcătim ne murdărim hainele spirituale și spală hainele, spală viața în sângele Lui, merg în împărăția lui Dumnezeu. Și că a intra în împărăția lui Dumnezeu are de a face cu credința în Iisus Hristos și cu pocăință. Pocăința nu e schimbarea religiei, cum au spus unii, să trecem de la ortodox la penticostal, de la penticostal la baptist. Nu. Eu acolo când îi stau pe pat, ajută. La pat, ajută? Da? Acolo și nu știu de ce de bucurie, ci de că acolo plică duminică, trebuie să ne rugăm. Și mergeți la biserică duminica? Da, pentru că tot în ziua sunt la lucru. Acum sunteți la lucru? Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da. Dar că ar fi să ne rugăm pentru ceva, pentru dumneavoastră, pentru ce ați vrea să ne rugăm? Pe dumneavoastră, pentru dumneavoastră personal. Aveți vreo problemă pe care ați vrea să vă rezolve Dumnezeu? Ați vrea să simțiți dragostea de tată pe care n-ați simțit-o niciodată? Da. Putem să ne rugăm, să se atingă Dumnezeu de dumneavoastră. Putem să închidem ochii, ne rugăm împreună cu dumneavoastră, pot să pun mâna pe dumneavoastră. Tată, vin în autoritatea numelui Domnului Iisus Hristos și vreau, tată, ca pe Puiu, care e copilul tău, e Puiu tău, tată, așa cum el își crește copiii, tată, așa te rog să-l crești tu pe el. Tată, în căutarea lui pe acest pământ, te rog frumos, ajută-l să se întâlnească cu tine personal. Păzește-l de vrăjmaș, păzește-l, tată, de tot ce e rău, de diavol. În numele lui Iisus Hristos, mă rog să fie binecuvântat el, casa lui. Mă rog să te îngrijești, tată, de nevoile lui financiare, tată. Are nevoie în momentele astea, tată, să te atingi de el. Te rog să-i dai toate binecuvântările. Dă-i casă, dă-i masă, tată, dă-i bani să pună mâncare pe masă copiilor, tată. Te rog în numele lui Iisus Hristos. Amin. Sami predică Evanghelia la intrările parcărilor din Cluj. Le predică. Sami, unul dintre cei mai râvnoși și evanghelici. Salut! Acum zicea că nu-i place religia și Biblia. Nu-ți place religia? Bă, ca și nouă. Fii atent, eu sunt păstorul bisericii astea și mie nu-mi place religia. Eu vorbesc foarte serios. Tu ai o religie că tu ești penticostal, practic, sau ce? Dar nu face parte din niciun cult. Ne avem o relație cu Dumnezeu personală. Oricum, bă, ție-ți place fotbalul? Și marța se adună prietenii tăi la fotbal. Ce faci? Tu și tu că e, de ce? Că și lor le place fotbalul. Câte, da? 4-4? Sport în casă. Nu era cu... Da, eu suport, eu sunt ligan la urmă, mă rog. Dacă te oprezi... Două secunde, numai. Nu, ăsta, mă, două secunde. Ascultă. Ne dau să ești pe bani? Hai că-ți dăm noi cât trebuie să câștigi, că-ți plătesc eu, fete. Ascultă-mă. Dumnezeu îți dă o șansă astăzi și spune că te iubește și vrea să schimbe viața. Eu știu cum ești băieții aia de acolo și știu cum sunteți acolo. E o chestie care nu e adevărata viața aia. Nu ești fericit, mergi acasă și după aceea. Aia nu e viața, man, dar frate, Dumnezeu pune în inima ta o iubire, o pace, cum n-ai simțit în viața ta.
Ai vrea să simți pacea asta? Nu simt pacea asta. Tot timpul? Nu chiar tot timpul, da. Și cum zic, cum am gândit eu? Îți iau așa cum îți, mă înțelegi? Da. E păcat să mă schimb. Dar să o minciună, mă, că da, mă, tu nu ești, mă, tu... Dar ești așa cum ești pentru... Tu poți fi mai bun, mă. Da, mă, o minciună e... Practic... Oricare viață e o minciună și tu ești într-o minciună, fiecare suntem într-o minciună. Asta zice, adevărul te va face liber. Eu nu mai am nevoie nici de păcăneale, nu mai am nevoie de iarba care o vindeam în Cluj, nu mai am nevoie de femei. Mai am nevoie, dar nu mai au putere asupra mea, man. De ce? Că am gustat din dragostea lui Dumnezeu. Nu sunt puternic. Oricum n-au ăsta. Man, auzi. Lasă să zică. Da, lasă să zică. Ai făcut pentru că ai vrut, nu pentru că ți-o trimis cineva. Da, mă, dar e greșit. Uite, de ce faci tu? Dacă tu continui viața așa și mori, ce o să zică Dumnezeu? Am, să fim sinceri, nu zic că nu cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu la... Da, mă, dar nu ajută. Tu ai de unde să știi ce se întâmplă pe viața de acolo? Păi da, mă, uite-te, bă, dacă m-au schimbat pe mine, man, și nu mai ies omul ăla. Uite-te că ies pe stradă, de nebun ies. Cum, mă, dacă nu mai beau, nu mai ești nervos, nu mai fac lucrurile alea, ajut, oameni. Dar tu ești un băiat bun, bă, ce băiat bun e. Bă, man, hai odată, duminică la 4, vii? Nu să încerc să fiu. Hai astăzi. Te rog, azi la 4. Dar bine, dacă vrei tu în fiecare duminică te știu acolo. Dar exact, vă las, nu mă știu să mai vorbim pe WhatsApp. Perfect, Sami, dă-i numărul, bagă-ți numărul. Acum nu vreau să mă înțelegeți greșit, știți? Nu, mă, e ok, man, tu știi cât a umblat Dumnezeu după mine și n-am vrut? Zi-mi numărul. Cu ce te putem ajuta noi, dacă ai vreo nevoie? Bine, am tot nevoie de loc. Da? Dacă vreodată, uite, eu sunt psihoterapeut, am un cabinet de psihologie și ne rugăm pentru oameni acolo, facem terapie cu ei de depresie, anxietate, dacă ai nevoie. Ăsta în trecut am avut nevoie de psiholog, dar am mai fost la foarte mult psiholog, am avut probleme cu jocul de la deci, da, mine, mă refer la ta comportamentul ăsta de sumer mari. Da. No, oricând ai nevoie sau ești ispitit să bagi, vii și îmi zici. Man, ascultă-mă, Iisus te iubește, atâta ți-am zis. Te pupăm. Cred că o să ne înțelegem bine, man. Duminica asta, sigur, nu pot da duminica bine. Okay. Te iubesc, pa. Mere. Și Biserica Logos din Baia Mare evanghelizează oamenii pe stradă prin cântece, mesaje de încurajare, literatură creștină. Pastorul Dinu Onea, împreună cu echipă, vorbește despre Dumnezeu și despre cum El poate restaura și vindeca vieți. Și Alfa Omega TV încearcă să susțină această lucrare cu materiale și cărți din librăria Alfa Omega pentru ca mesajul mântuirii și al dragostei lui Dumnezeu să ajungă la cât mai multe persoane. Suntem aici împreună cu Răzvan, cu Costel și cu Valentin, oameni de nădejde, evangeliști, în mod special Răzvan are o chemare evanghelistică specială și nici acum, chiar dacă e ploaie, ieșim afară, în Parcul Mara. Vreau să mulțumim tuturor celor care susțin cu rugăciune, cu post și cu implicare. În mod special mulțumim Alfa Omega, fratelui Tudor Pețan și sorei Mirela, care ne sprijină cu atâta literatură și sunt parte la extinderea împărăției în orașul Baia Mare. Vă îmbrățișăm și nu uitați, condele sunt gata de recoltă, lucrători sunt puțini, dar Domnul scoate lucrători la secerișul lui. Este viața mea, o oră și jumătate, sperăm că în fiecare vineri, de acum încolo, timp de 2 luni de zile, să fim împreună aici și cei care au nevoie de o rugăciune, de o slujire, de un sfat, de o consiliere sau de un Nou Testament sau de o Biblie, cu mare drag vă stăm aici la dispoziție să vă oferim ajutor și sprijin. Vreau să începem așa cum noi suntem obișnuiți, cu 2-3 rugăciuni de binecuvântare pentru orașul Baia Mare, pentru băimăreni, pentru bunici, pentru părinți, pentru familii, pentru tineri, pentru copii. Cred că în această vreme cu toții avem nevoie să ne încredem mai mult în Dumnezeu și să știm că Dumnezeu este de partea noastră. Și că cu toate că se anunță vremuri grele, Dumnezeu ne poartă de grijă și în aceste vremuri. Acest oraș, Doamne, de calamități, Doamne, și îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos, pentru că izbânda este a Ta, izbânda Aleluia. Este a Domnului. Aleluia. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. Iisus Hristos este Domn peste Baia Mare. Amin.
Conferința Almas Exponențial are loc în perioada 16-17 septembrie la Târgu Mureș. Întâlnirea este dedicată pastorilor, liderilor, misionarilor, dar și tuturor celor care au nevoie de soluții pentru creșterea și dezvoltarea bisericii. Printre invitații vorbitori la această conferință se află și Doru Cârdei, pastorul Bisericii Philadelphia din Chișinău, Ted Ciuciui, pastor la Biserica Centrului Creștin din Oradea sau pastorii Bisericii Noua Generație Târgu Mureș, Marin și Atena Bloș. Bună, dragi prieteni! Sunt Doru Cârdei, pastorul coordonator al Bisericii Philadelphia din municipiul Chișinău și am privilegiul de a fi unul dintre vorbitorii invitați la conferința Almas Exponențial, organizată de pastorii Marin și Atena Bloș din Târgu Mureș. Vino și tu acolo! Vom avea ocazia, vom avea oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună și vom schimba experiențe unul cu celălalt. Ne vom dezvolta împreună. Sunt nerăbdător să te văd acolo! Se difuzează din luna septembrie și sâmbătă. Dacă până acum ați fost obișnuiți să urmăriți această emisiune de știri de luni până vineri, zilnic de la ora 13:25, acum veți urmări AO News și sâmbătă de la ora 10:50. Codruța și Sorin Burghelea vă țin informați și vă prezintă evenimente și știri internaționale, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Rămâneți așadar pe Alfa Omega TV și în luna septembrie. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook, Știrile Alfa Omega TV, pe site-ul nostru, alfaomega.tv, secțiunea Știri Creștine, sau pe noul canal de YouTube dedicat știrilor Alfa Omega News. Ne revedem săptămâna viitoare la Știrile Alfa Omega TV. Sunt Adina Muntean, pe curând!